Vă mulțumim că ați acuși invitației de a fi astăzi prezenți la conferința organizată de Partidul ALDE, Câmpia Turzii. Subiectele conferinței sunt următoarele. Procesul domnului președinte al organizației ALDE Câmpia Turzii, Ioan Moldovan, cu Agenția de Integritate. Și următorul subiect, ultimile încercări de manipulare eșuată a opiniei publice venite din partea domnului Avram Gal, cu încă 80% din organizația ALDE a trecut la Partidul Dânsului. Al treilea punct de pe ordinea de zi vor fi întrebările dumneavoastră adresate către birou și, bineînțeles, închiderea conferinței. Înainte de a da cuvântul organizației, dați-mi voie să-i prezint. În dreapta mea se află domnul președinte al organizației ALDE Câmpia Turzii, Ioan Moldovan. De asemenea, domnul președinte executiv Radu Popa, domnul Nicolae Șoptărean, prim vicepreședinte ALDE, lângă domnul Radu Popa. În stânga mea se află vicepreședintele organizației ALDE, domnul Mircea Andreș, și consilier local al municipiului Câmpia Turzii. Doamna Morotă, președinta organizației de femei ALDE Câmpia Turzii. Domnul Roșca Bazil, președintele organizației de pensionari ALDE Câmpia Turzii. Și în sală avem alături de noi și pe domnul Cristian Dan, secretarul organizației, și pe domnul director al domeniului public Câmpia Turzii. Și bineînțeles, subsemnatul Alin Sălăjan, vicepreședinte organizației de seniori ALDE Câmpia Turzii și consilier local Câmpia Turzii. Îi dau cuvântul domnului deputat Ioan Moldovan, președintele organizației ALDE Câmpia Turzii. Bună ziua, dragii mei! Să știți că foarte sincer sunt atunci când vă spun că mi-a fost dor de dumneavoastră. Dar am evitat aceste întâlniri pe motivul conflictului dintre mine și Ani. A fost o perioadă de 2 ani deosebit de tensionată. O perioadă pe care orice om politic ar fi dus-o cu multă greutate, cu mult stres și tensiune. Sunt convins că majoritatea dintre noastre ați cunoscut acest subiect și l-ați administrat aici. Dar astăzi, la finalul lui, suntem obligați să fim sinceri cu noi înșine, să prezentăm cărțile acestui spectacol întregului public și să încercăm să găsim o soluție. O acuzare care, timp de 2 ani, a afectat interesele Partidului ALDE, și anume faptul că președintele partidului are dublă existență, și anume calitatea de deputat și calitatea de administrator de firmă. Este o adevărată aberație. Această firmă la care se referă reprezentanții ANI este desființată din 2008. Este firma Irian, firma pe care eu am avut-o între anii 91-2008. Firmă care nu mai are sediu, nu are angajați, nu are activități financiare. Lucru confirmat și de către serviciile ANAF ale României. În concluzie, este o firmă inexistentă. Din păcate, acest lucru nu m-a ajutat să conving
organismele ANI, despre realitatea care de fapt este o certitudine în Câmpia Turzii. Și a început un proces în care tot timpul s-au schimbat argumente și contraargumente și care finalul îl știți. În 2012, datorită unei conjuncturi, de fapt, o angajată care, datorită faptului că avea un copil cu handicap, cerea tot timpul lunar semnătură de la fosta mea asociată, am întocmit un document cu dată certă, care este documentul recunoscut în întreaga societate românească. Este un document pe care jurisdicția română îl utilizează. Un document prin care, în fața avocatului, am cedat toate acțiunile mele din fosta societate. Le-am cedat fostei mele asociate. După semnarea acestui document în fața organului legii, mi-am pierdut orice calitate din vechea societate. Din nou, un lucru absurd, fiindcă societatea aceasta nu exista de fapt. Am pledat în fața celor trei judecătoare ca nevinovat. La ultima înfățișare, Comisia Juridică a Parlamentului, cred că este un organism care se bucură de multă credibilitate, fiind compusă din 28 de juriști, a eliberat un document după studierea dosarului cu o concluzie foarte simplă. Cum a putut deputatul Ioan Moldovan să influențeze din calitatea de deputat o societate comercială inexistentă? Frază care concluziona faptul că relațiile între Ioan Moldovan și societatea Elian sunt inexistente. După depunerea acestora la dosar, am așteptat sentința cu convingerea că nu vor fi nici o problemă în sensul acuzării mele de duplicitate în viața socială. Din păcate, ieri am primit mesajul scurt, lipsit de sentimente și de suflet, s-a respins recursul dumneavoastră. Vă dați seama că această decizie, pe care eu o consider lipsită de orice rațiune, dar pe care o accept fiind a înaltei curți de casație și justiție a României, mă afectează profund și, din păcate, afectează întregul grup al Partidului ALDE. Oameni cu multă dorință de a participa la fenomenul politic 2016, oameni care au avut încredere în președintele lor, oameni care au pregătit o strategie de campanie, în
finalul căruia erau convinși că vor fi învingători. Din păcate, aceasta este viața și uneori trebuie să fim pregătiți să suportăm toate vicisitudinile ei. Ieri a fost o zi grea pentru mine, dar până la finalul zilei s-a confirmat faptul că membrii de partid ALDE sunt oameni de cuvânt, oameni onești și oameni cinstiți, care mi-au reconfirmat faptul că rămân alături de președintele lor, indiferent de situația juridică în care se află acesta. Vă rog să mă credeți că atitudinea lor m-a bulversat efectiv. Mi s-a reconfirmat încă o dată idealul și gândul meu care prin care eram convins că în Pia Turzii sunt oameni foarte de treabă și foarte onești. Și mi-a motivat încă o dată sentimentul de dragoste și respect pe care l-am pentru ei și pentru orașul meu. Este probabil cel mai delicat sentiment pe care îl am atunci când vorbesc de Câmpia Turzii și de oamenii din Câmpia Turzii. Mă simt extraordinar de impresionat. Ceea ce pot să le spun cu multă bucurie este faptul că președintele executiv al ALDE, Daniel Constantin, aseară mi-a reconfirmat calitatea de președinte ALDE pe Câmpia Turzii, urmând ca modificările de strategie și de opțiuni și de candidat să le facem împreună cu membrii partidului, fiindcă nu mai avem mult până la începerea campaniei electorale. Este interesant că în ultima săptămână parcă au trebuit să se întâmple toate în săptămâna asta, mi s-a reconfirmat poziția ascendentă a partidului ALDE în piața electorală. Mi s-a reconfirmat faptul că am devenit foarte interesanți pentru cele două partide care prin tradiție sunt de guvernământ, atât PSD-ul cât și PNL-ul. Este un lucru bun, bazându-ne pe unitatea noastră, pe respectarea principiilor și a statutului ALDE, după ce ne finalizăm aceste probleme interne care sunt inerente după un asemenea eveniment, vom încerca să redevenim competitivi pe scena politică. Vom încerca să convingem cetățenii că suntem un partid de oameni onești, cinstiți, corecți, atât cu noi, cât și cu legile statului nostru. Că suntem un grup de oameni care dorim binele orașului pe care mulți dintre ei l-au construit prin munca și sudoarea lor și pe care mulți dintre ei îl doresc să fie un oraș sau unor grupuri de oameni
Fericiți și mulțumiți! Ăsta este ALDE la ora actuală. Eu mi-aș dori ca din această confruntare ALDE să iasă întărit. Mi-aș dori să putem explica oamenilor realitatea din care a fost compus acest eveniment. Mi-aș dori să avem timp să le explicăm tuturor categoriilor sociale că președintele a fost sancționat datorită unei erori judiciare. Chiar și în complexitatea acestui gest, mă uit cu mândrie în ochii dumneavoastră. Fapta mea este una de natură penală. Sancțiunea este una de natură administrativă. Deci puteți afirma în continuare că președintele vostru este un om cinstit, un om care toată viața a respectat legislația românească și dorințele cetățenilor ei. Vă mulțumesc mult și vă doresc mult succes în alegeri. Îi dau cuvântul domnului președinte Radu Popa. Bună ziua, bine ați venit. Doresc să fac o scurtă cronologie a zilei pe 25 martie, prin care știm că sărbătorim Buna Vestire. E o zi cu o semnificație deosebită, ziua în care Arhanghelul Gabriel a înșelat pe Fecioara Maria, că va da naștere de copilului Domnului. Și o altă semnificație este Vinerea Mare pentru credincioșii catolici, care peste două zile vor sărbători ziua Paștelui, una dintre cele mai mari sărbători, sărbătorite de credincioși. Vreau să vă aduc la conștiință că aveți în fața dumneavoastră pe omul moldovan, considerat președintele acestei organizații. Dânsul a pus bazele, temelia acestei organizații. Am reușit împreună cu colegii noștri să închegăm, să formăm un grup foarte unit, să avem aceleași idealuri. Pot confirma cu certitudine că va rămâne în continuare președintele acestei organizații. Și va juca mult și tocmai de aceasta am și făcut referire la aceste două sărbători, la ziua de 25 martie. Vreau să vă duc la conștiință că noi, organizația, membrii ALDE, nu dorim să dăm curs polemicii și știrilor eronate apărute prin mass media, presă și așa mai departe. Vreau să știți că niciun membru, dar absolut niciun membru de la organizația ALDE Câmpia Turzii nu a plecat sau nu a trecut, în ghilimele, la o altă formațiune politică. Cele scrise în presă nu sunt confirmate. Deci afirm acest lucru cu cea mai mare certitudine. Noi am luat la cunoștință, de decizia în altei curți de casație și justiție, sentință care a fost pronunțată ieri. Sincer vă spun că nu ne așteptam la o asemenea decizie. Dar, cu multă vreme în urmă ne-am pregătit și pentru vreme rea. Vreau și așa cum a afirmat și domnul președinte, avem o strategie, pe care o vom pune în aplicare, pe care o să o respectăm,
și grupul ALDE, organizația ALDE, va merge mai departe. Eu vă mulțumesc. Îi dau cuvântul mai departe prin vicepreședintelui Partidului ALDE, Nicolae Șotărea. Bună ziua! Stimați colegi, ce putem să zicem, ca să nu ne repetăm fiecare, e un moment dificil, ce nu te omoară te întărește, asta o știm și eu sunt fel convins că asta o să se întâmple, o să ne întărească și mai mult, ceea ce e bucurător pentru noi, făcând abstracție de ceea ce evenimentele petrecute și cele întâmplate. Partidul nostru e în creștere. Suntem uniți și mai mult de atât reprezentăm electoratul nostru și dorințele și nemulțumirile și toate neajunsurile cetățenilor din orașul nostru. Suntem aici pentru că dânșii au considerat și ne-au dat mandatul în acest birou în care ne vedeți, ca să putem reprezenta și să putem să ducem la spre o viață mai bună și prosperă. Pentru că, până la urmă, asta ne dorim toți, indiferent. Dacă începem acum ceea ce eu nu zic că e neapărat normal, eu zic că, până la urmă, trebuie să ne schimbăm și noi strategiile de campanie, ca să zic așa, că am ajuns ca întotdeauna să arătăm nu ce facem noi, ci ceea ce nu pot să facă celălalt. În fine, asta e opțiunea fiecăruia și își face cum știe. Problema noastră e să păstrăm și electoratul nostru și viitorul care probabil și sunt convins că o să vină spre noi, și să le arătăm încrederea și dorința și forța de muncă pe care o avem, să vrem să facem ceva pentru ei. Vis-a-vis de domnul președinte și în același timp domnul deputat Ioan Moldovan, suntem alături de dânsul, o să sprijinim cum ne sprijinim și dânsul pe noi și ne-a învățat și ne-a întrumat, pentru că toate trebuie să ne vedeze la un om bătrân. Dacă nu ai bătrân, cum se zice vorba, caută-i. Toată ideea e să ne învățăm pe alea bune și să mergem mai departe. Că ce o să scrie presa și sunt convins, adică trebuie să ne sensul pentru că primești știri comunicate de la toată lumea și asta e datoria presei să le pună. Și să anunțe publicul și să fie echidistanță față de fiecare. E foarte bine. Dar de aia ne-am adunat aici, ca să fim deschiși, odată să zicem ce avem de zis și mai mult să răspundem întrebările dumneavoastră la toate lămuririle care se vehiculează în momentul de față. Eu atâta pot să spun că încrederea noastră e neștirpită, cel puțin a mea, și orice picior în fundul pas înainte. Ca atare, trebuie să dăm înainte. N-are rost să ne oprim, am lucrat sau am muncit degeaba. Eu vă mulțumesc. Îi dăm mai departe cuvântul lui domnului vicepreședinte a organizației ALDE, consilier local al municipiului Câmpia Turzii, domnul Mircea Andreș. Bună ziua, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Am fost nevoit să organizăm această conferință de presă ca urmare a unor articole care au apărut, în special în mediul online, care într-adevăr este puțin mai greu de controlat sau de urmărit de către toți cetățenii. Deși structura biroului permanent este foarte solidă, avem președinți, vicepreședinți, doi directori de campanie, un purtător de cuvânt, avem pe viitor mare rugăminte. Dumneavoastră sunteți presa cea mai citită zonală și o probitate profesională deosebită. Vă rugăm, dacă se poate, să încercați să controlați sau să ne ajutați cu consultarea de acelor avizați din biroul permanent, în măsura în care se poate
pentru a controla acest mediu, mass media. În special în a verifica veracitatea unor informații care apar în presă sau în mediul online. Organizația ALDE este și rămâne o filială puternică, reprezentativă a unei părți a populației și a cetățenilor din Câmpia Turții, care au o atitudine pozitivă de implicare în administrarea urbei. Niciun membru ALDE, așa cum a spus președintele, cel puțin cei care au adeziunile aici, nu a părăsit organizația ALDE. Nu s-a afiliat sau nu a dorit să plece pentru altă alianță. Singura alianță care o avem este alianța cu membrii noștri de partid, cetățenii și simpatizanții organizației noastre și care ne-au mandatat pe noi să le reprezentăm interesele. Președintele organizației noastre, domnul deputat Ian Moldovan, are o probitate morală ireproșabilă în ochii cetățenilor, cu o experiență politică și administrativă de necontestat. Faptul că în alta curte de casație și justiție a pronunțat sentința ieri nu schimbă cu nimic această impresie a cetățenilor față de percepția care au aceștia față de domnul președinte. Faptul că ești administrator la o firmă care nu are activitate de cel puțin 10 ani, s-a întocmit un document care a fost vizat cu date certe de către un avocat. Firma aceasta nu a avut activități comerciale nici cu statul, nici cu firme private. Nu s-au înregistrat încasări de venituri necuvenite, totuși instanța ia hotărârea reproșând neradierea acestei act administrativ din Registrul Comerțului. Dar acesta este un pur act administrativ care are un caracter de opozabilitate. În această idee consider personal hotărârea înaltei curții de casație și justiție nu respectă spiritul legii și nu este corectă. De aceea personal îl încurajez pe domnul președinte să înainteze soluționarea acestui caz la cerere. Organizația ALDE rămâne o organizație puternică. În continuare suntem deschiși pentru toți doritorii care și cetățenii care vor să implice activ în administrarea urbei. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul mai departe doamnei președinte Boroda, președintele Organizației de Femei Câmpia Turzii. După antevorbitorii mei, cred că este destul de greu să mai spun ceva în plus. Nu o să mă refer la viața politică a domnului deputat Moldovan, pe care sunt convinsă că o cunoaște dumneavoastră foarte bine. O să spun numai câteva vorbe care vin din suflet pentru omul moldovan Ghiuman. Ne cunoaștem de 40 de ani, am lucrat împreună în combinat, am dus greurile societății, adică a industriei sârme, combinat metalurgic pe final, am dus privatizările, am dus multe grele împreună. Acum, probabil, în sfânta zi de astăzi, ne este dat să mai trecem în hop. Sunt convinsă că toate membrele de partid ale grupului ALDE Câmpia Turzii vor rămâne fidele, loiale partidului nostru, domnului președinte Moldovan, care este în continuare și sperăm că va fi, așa cum spunea și colegul, să se meargă mai departe și pe calea legală și îi dorim succes în viață și în familie. Mulțumim. Domnul Bazil, președintele Organizației de Pensionari Câmpia Turzii. Bună ziua, domnilor ziariști, bine ați venit la noi, ne bucurăm de prezența dumneavoastră aici. Și dacă toți sunteți aici, dumneavoastră, chiar astăzi de ziua bunei vestiri, dumneavoastră care sunteți vestitori în ziarele dumneavoastră,
Vă rog frumos să vestiți și să le spuneți oamenilor prin cuvântul dumneavoastră ceea ce am zis de la noi, și anume, Partidul Alb de Câmpia Turzii s-a întărit în ultimul timp și se va întări. Mai mult decât atât, trebuie să vă spun că de o săptămână de zile am avut corturi puse în oraș, în Câmpia Turzii, în centru și la blocul ăsta, unde am primit o grămadă de semnături și o grămadă de oameni care și-au dorit ca să fie alături de ALDE. Deci asta înseamnă că ALDE lucrează și ALDE există și va exista. Va exista atâta timp cât domnul Moldovan, deputatul nostru și președintele nostru, este aici alături de noi. Și va fi alături de noi atâta timp cât ALDE va fi în picioare. Și ALDE va fi în picioare datorită dânsului. Datorită dânsului. La masa la care priviți dumneavoastră aici avem ingineri, avem profesori, avem contabili, avem oameni din cadrul armate, avem oameni intelectuali, o masă de oameni intelectuali. De asemenea, în rândul oamenilor care sunt aici, avem maestri, avem ingineri, avem domnul director de la domeniul public. Sunt oameni care, în cadrul partidului nostru, fac treabă și vreau să facă treabă. În ciuda celor ce se spune de alți oameni de aici în oraș, despre Partidul ALDE, vă rog frumos să credeți ceea ce vă spune noi, ceea ce vă spune Gal sau ce vă spune nu știu cine. Noi suntem cei pe care trebuie să-i ascultați și să-i înțelegeți. Noi și președintele nostru. Domnul Moldovan e omul care a înființat și a fost primul om aici în Partidul ALDE și nu avem de gând să ne dezicem de dânsul sub nicio formă. Niciodată, până când Partidul ALDE există, va exista și domnul Moldovan, președintele partidului. Partidul ALDE are în rândul membrilor de partid, așa cum am spus, intelectual, are pensionari, are tineri, are femei, are tot ceea ce trebuie să fie în interiorul unui partid. Mai mult decât atât, are dorința de a face ceva pentru oamenii din Câmpia Turzii și pentru orașul Câmpia Turzii. Vreau să vă salut încă o dată, să vă spun bine ați venit și vă rugăm frumos din tot sufletul să nu uitați că domnul Moldovan, când va fi aici, va fi președintele partidului nostru, noi nu ne dezicem sub nicio formă de el. Așa să le spune și așa s-a anunțat că cei care doresc să creadă că domnul Moldovan nu e aici, e aici și va fi aici cu noi. Vă mulțumesc din suflet. Bună, să-mi dați și mie voie să spun doar câteva cuvinte, pentru că sunt ultimul, s-au spus foarte multe lucruri aici la masă. O să încerc să fiu punctual și să vorbesc exact pe subiectele acestei conferințe de presă. Auzind discursurile colegilor mei din birou permanent local, am constatat două lucruri. Am constatat că în interiorul Partidului ALDE există solidaritate, există unitate. Că aceste două lucruri, solidaritate și unitate, sunt îndreptate astăzi spre președintele partidului nostru, Ioan Moldovan, este o pură coincidență. Mâine, poimine, peste o lună, peste un an, s-ar putea ca noi cei care suntem astăzi prezenți la masa aceasta să fim în locul dânsului și atunci cu siguranță oricare dintre noi o să ne dorim să avem alături de noi oameni care să ne susțină. Referitor la procesul de integritate a domnului deputat, eu mi-am promis mie că în momentul în care o să devin om politic, niciodată nu o să comentez decizii și o hotărâre judecătorească. De aceea, dați-mi voie să nu comentez această hotărâre. O să trec la punctul... Pentru că ieri au apărut în presă lucruri din punctul meu de vedere neadevărate. Cum că 80% din organizația ALDE a municipiului Câmpia Turzii a trecut la alt partid. Cu totul că sunt cel mai tânăr de la această masă, sunt poate printre cei mai vechi membri a partidului ALDE. Și dați-mi voie să fac o retrospectivă. Acum 4 ani de zile, în 2012, Consiliul Local a fost reprezentat de 3 consilieri a Partidului Conservator. Îi știți și dumneavoastră care sunt. La un moment dat, un domn din Câmpia Turzii și-a dorit să aibă o funcție politică. Dacă ne vorbiți cu nume, ca să înțelegem, spuneți cine a fost cei 3 consilieri, cine e domnul, că lumea nu o să înțeleagă.
Da, Partidul Conservator a avut 3 consilieri, domnul Spătariu, Ilie Giurgiu și subsemnatul. La un moment dat, cineva și-a dorit ca să ajungă într-o funcție administrativă. Cineva? O să-mi adresați întrebări după vă rog, lăsați-mă să termin. Și-a dorit să fie într-o funcție administrativă în Câmpia Turzii și am hotărât de comun acolo la un moment dat ca domnul Spătariu să se retragă. La un moment dat, după cum știți și dumneavoastră, Guvernul României a dat ordonanța 55 privind migrația politică. Și atunci, domnul Ilie Giurgiu a oferit să ne părăsească și a plecat la Partidul Social Democrat. Au mai rămas doar 2 oameni, eu și domnul respectiv. Bun, trecând mai departe, la un moment dat s-a făcut această fuziune a Partidului Conservator cu Partidul, cu PLR-ul, da? Liberal Reformator. Liberal Reformator, așa e. Aici am vrut să ajung, pentru că subiectul e că noi am plecat 80% din organizația ALDE. Dați-mi voie să vă spun un singur lucru. Mă repet, sunt unul dintre membrii vechi ai Partidului Conservator. Am în dreapta mea pe vechiul președinte al organizației de pensionari, APC, domnul Bazil. Am în stânga mea domnul consilier Mircea Andreș, care și dânsul a fost pe lista consilierilor a Partidului Conservator. Sunt eu aici, consilier local al vechiului Partid Conservator, noul ALDE. Președinta organizației de tineret, Terezia Oros, veche președinta Partidului Conservator, este în organizația ALDE. Sunt lucruri dovedite. Și atunci mă întreb, pot să spun și eu că 90% din organizația PC-ului l-a lăsat pe domnul Avram Gal și a venit la ALDE? Noi nu încercăm să manipulăm niciodată lumea. Din această fuziune s-a făcut un nou partid care este în fața dumneavoastră. Nu ne place să manipulăm. Ne place să spunem lucrurile adevărate cetățenilor din Câmpia Turzii. Bun. Referitor la încă un subiect și o să mă opresc, vreau să o întreb pe doamna avocat, sincer nu știu numele, care aseară a apărut în... Diana Raica. Pe doamna Diana Raica, bine zic, dacă dânsa are adeziune la ALDE ca să aibă ce să părăsească. Adică dacă dânsa are adeziune la ALDE, înseamnă că ne-a părăsit. Bun. Atât, v-am zis că sunt punctual, primul subiect v-am dat un răspuns, al doilea subiect la fel, și acum aș dori să vorbesc și de Partidul ALDE până la urmă. Să nu uităm că în acest moment ALDE este a treia forță politică în România. Vă spun sincer, e o părere personală, eu vreau ca să ne batem de la egal la egal cu celelalte partide. Partidul Social Democrat și cu Partidul Național Liberal. Suntem pe un trend ascendent, sondajele de opinie spun acest lucru. Și o să mai punctez doar că alegerile locale pentru noi sunt foarte importante, pentru că ne dorim să ne consolidăm pe scena politică locală. Și să nu mai uitați un singur lucru. Avem un singur președinte. Și statutul spune acest lucru, din momentul în care s-a făcut fuziunea PC-PLR, și acela este în persoana domnului Ioan Moldovan și noi, toți cei de la această masă, suntem aici prezenți pentru dânsul și să confirmăm acest lucru. Vă mulțumesc și dacă, bineînțeles, dumneavoastră aveți întrebări pentru mine. Așa de întrebare pentru domnul Mircea Andreș, da. Care ne roacă atât de cordial să luăm legătura cu reprezentanții. Da, în special cu purtătorul de cuvânt. Este cel mai în măsură okay. Să... Perfect. Să cine este cuvânt? Acest purtător de cuvânt și când a dat acest purtător de cuvânt un singur comunicat de presă pentru că s-a lucrat la dintr-o dată și Câmpia Turzii? Cine este acest purtător de cuvânt? Andrei, și noi nu știm. Eu unul nu știu. Nu, înțelegem. Ok. Primul comunicat de presă pe care l-am primit, cel puțin eu, la mine la ziar, din partea partidului ALDE, a fost aseară, după articolul cu Avram Gal. Dați voi să intervin? Da, domnul Moldovan. Vă explicam la începutul discuțiilor noastre această tăcere nefirească din partea organizației Câmpia Turzii
a avut anumite motive. Da. Motive care erau generate de incertitudinea care plana în cadrul conducerii organizației, de perioada în care s-a cristalizat partidul și au început să funcționeze relațiile interumane între noi. Vă promit că de acum devenim o forță activă în comunicare cu dumneavoastră. Săptămâna trecută am desemnat purtătorul de cuvânt care, a cărui activitate se va intensifica pe perioada campaniei și nu numai. Printre sarcinile pe care le-am primit din partea biroului permanent este și realizarea unei colaborări strânse cu dumneavoastră. Fiecare în parte va avea obligația să discute problemele mai de organizare a colaborării. Și sper că de astăzi încolo dumneavoastră să nu ne mai acuzați de lipsă de comunicare cu presa și cu media locală. Nu vă acuzăm de nimic. Dar nu este vina presei că Partidul Puterii Umaniste și Avram Gal a luat legătura cu presa înainte de altă. Nu este vina noastră. Că ei au manipulat. Cunoaștem metodele, fiindcă venim de acolo, știm și cât veridicitate și realitate cuprind aceste comunicate, știm și cum se poate manipula un grup de oameni, știm totul. Și de-aia vrem să vă lăsăm să constatați dumneavoastră. Probabil. Domnule, să vă cerem să vă pun o întrebare după hotărârea în altei curs. Domnul președintele partidului are un deficit de imagine sau putea să aibă un deficit de imagine. În același timp și dumneavoastră aveți un deficit de imagine datorită acelui scandal cu locuința atribuită. Vreau să vă întreb dacă vă simțiți cumva cu un deficit de imagine din punctul ăsta de vedere. Noi astăzi am convocat conferința de presă pe alte subiecte, bine am spus, și noi așteptăm din partea dumneavoastră presei întrebări pe aceste subiecte. În momentul în care noi vom face o conferință sau eu personal voi face o conferință referitoare la ce m-ați întrebat, cu siguranță... Ba da, dar în alt context, nu acum. Acum chiar avem lucruri mult mai importante de vorbit cu dumneavoastră referitoare la subiectele pe care vi le-am prezentat. Ați fost convocat pe alte subiecte astăzi. Doamne, mă numai tu. O secundă, te rog, aveți perfectă dreptate. Această atmosferă creată a determinat întâlnirea cu dumneavoastră care sunteți mesagerii ideilor și situației noastre. Este într-adevăr deficit de imagine, dar ne străduim să explicăm cetățenilor că nu moralitatea acestui personaj care este președinte a determinat această sentință. Că omul moldovan, cetățeanul moldovan, este corect și alături de ei. Deci asta vrem să explicăm, că notorietatea președintelui trebuie să se transfere asupra tuturor membrilor din acest partid, este o obligație și o strategie a noastră. Vis-a-vis de Alin, cunosc problema, este unul dintre cei mai apropiați, cei mai vechi membri ai PC-ului. S-a instituit o comisie din oameni competenți, care n-are decât să-și facă datoria și să rezolve această problemă. Personajul nu este implicat absolut deloc, el este beneficiarul unor decizii a altor comisii, care au avut în componentă alte personaje, probabil că, într-adevăr, poate constitui un subiect de dialog între noi și dumneavoastră această problemă a garsonierei respective. Dar eu știu că totul se face legal și o să vă informăm în momentul în care avem o decizie și acolo. Luând în considerare că în ultimele două sondaje care au fost realizate la Câmpia Turzii, nu voi da nume de celor care au comandat sondajele, dumneavoastră, domnule Moldovan, vă situați pe locul al treilea, cu un scor politic între 17 și 20%.
iar ALDE se situează pe locul al patrulea, cu un scor politic între 7 și 9%. Cum credeți, sau care vedeți dumneavoastră că ar fi soluția de transferare a scorului politic pe care ne înregistrați dumneavoastră către ALDE? Munca în echipă. Eu nu reprezint nimic fără această echipă și această echipă este mediul în care eu mă simt cel mai bine ca un politic. Cred că așa putem să ne ajutăm unii pe alții, dar vă spun sincer, nu mă interesează procentajul meu atâta timp cât nu se reflectă în partid. La prima întrebare, da, dar cu un răspuns că m-aș certat puțin, să spunem că aveți dreptate. Dar să considerăm un nou început acum. Poate a fost și o mică scăpare a noastră să comunicăm oficial structura și cu totul de cuvânt. Poate. Noi așteptam să fim întrebați și dumneavoastră așteptați să primiți, da, acest. Dar să uităm ce a fost și să considerăm un nou început. Și aceasta îmi dori că, ca tot ce cât se poate controla, ce ajunge în presă, înainte să fie verificată de către vicepreședinte sau președintele partidului pentru a nu mai crea tensiuni cu alte formațiuni sau alte. Bine, tensiunile vor fi inerente. Da, vor fi inerente, într-adevăr, dar pe cât posibil nu le dorim. Ok. Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Da, vreau, dar nu știu sigur dacă acum l-am trăit pe gelul, dacă lucrați cumva la compania de apă. Vreau să vă întreb care este poziția ALDE față de proiectul care se află astăzi pe ordinea de zi a Municipalității din Câmpia Turzii, respectiv votul împotriva ordinii de zi și a proiectelor de pe ordinea de zi de la adunarea generală a acționarilor la companiei de apă. Sau care este poziția noastră în raportul, în conflictul iscat între municipalități, sau mă rog, între Turzii și compania de apă între acționari? Cu poziția ALDE aș dori, mă rog, politică, partidului. Nu mai e mult până la vot, atunci clar că ne vom exprima opțiunea, dar votul nostru deja este luat în considerare de interesele cetățenilor. Sunt foarte multe plângeri ale cetățenilor privind nereguli la compania de apă și atunci acesta este principala noastră opțiune, dorința cetățeanului. Nu ne interesează celelalte formațiuni cum vor vota. Mulțumesc. Și nu lucrez la compania. Nu știam, dar mai vreau să vă întreb dacă lucrați, că nu puteți vota în sănătate. Nu am deținut nicio funcție politică în acești 4 ani de zile, în timpul mandatului meu de consilier local. Deci apariția ALDE pe scena politică din Câmpia Turzii, datorită unei strategii sănătoase, a generat în scurt timp o majoritate în Consiliul Local. Majoritate care poate să, prin forța votului, să slujească cetățeanul din Câmpia Turzii, dincolo de orice interes. Poate să fie și politică fără interese personale și acesta este obiectivul ALDE în perioada următoare. ALDE, a căror motoare le vedeți pe perete, sper ca în perioada următoare să devină o puternică forță pe scena politică românească și în Câmpia Turzii să devină un arbitru care să relaxeze un pic viața economică și socială din Câmpia Turzii. Unul dintre liderii locali făcea o afirmație care efectiv nu pot să mi-o scot din minte, și anume Câmpia Turzii, oraș îmbătrânit și fără viitor. Afirmația era făcută în contextul în care în fața noastră 500 de copii practicau diferite sporturi. Și mi-am permis să-i spun acestui domn,
că un oraș care are copii are viitor. Și copiii atunci are viitor, să știi. Încet, încet se va declanșa, nu giganți ca și fostul combinat și nici personaje care oferă 3.000 de locuri de muncă pe tavă, la micul dejun, totul va însemna muncă, relaționare și ultimul lucru care vă spun este cea mai mare durere a acestor 4 ani pe care am petrecut în Parlament, aproape 4 ani. Faptul că n-am găsit nicio pârghie de colaborare cu administrația locală. Nici o pârghie. Ca să aduci bani, trebuie să ai proiecte. Niciun proiect. Vă rog să mă credeți. Aceasta a fost strategia actualei administrații din prima săptămână de conducerea municipiului, dar o strategie închinată toată împotriva lui Moldovan, vă rog să mă credeți că a existat din prima zi. Nu știu cu ce le-am greșit. Am venit, mi-am oferit sufletul și relațiile după 2 săptămâni și l-am rugat pe primar, haideți să analizăm bugetul care se discută și să-l reflectăm în bugetul național. Pe mine mă interesează asta. Răspuns. Așa că vă rog să vă gândiți ce relație am avut cu administrația locală. Dacă nu mai aveți mai am eu o întrebare de curiozitate. Te rog. Ținând cont de decizia care s-a dat ieri de Înalta Curte de Casație și Justiție, dar ținând cont și de termenele de depunere a candidaturilor și a listelor, nu este posibilă și varianta în care dumneavoastră vă depuneți candidatura? Că nu vă poate opri nimeni. Diabolică intuiție. Vreau să vă arăt un comunicat al lui Daniel Constantin după terminarea conferinței de ieri de la Cluj. Și pe scurt. La Turda va candida la primărie deputatul Mircea Eremie, care este și vicepreședinte ALDE la nivel național și președintele organizației județene. La Câmpia Turzii va candida de asemenea deputatul Ioan Moldovan, care este prim vicepreședinte a organizației județene ALDE. La Ghela va candida consilierul local Mircea Corăbean. Deci, orice este posibil. Urmează să luăm o decizie la nivelul biroului politic ALDE. Nu știu dacă are rost să creăm tensiuni artificiale și să oferim altora subiecte de campanie. Dar să știți că în partidul ăsta se găsesc oameni la fel de buni și de competenți care pot să ducă trendul unei administrații locale. Ceea ce văd că ați sesizat și mă bucur de profesionalismul dumneavoastră, fiindcă de când am colaborat extraordinar de mult ați performat, este faptul că ALDE își propune și va deveni arbitru situației din Câmpia Turzii. Astea sunt semnalele care le avem. Semnale care depășesc competența municipiului Câmpia Turzii. Și bănuiesc că motivul sunt acele sondaje pe care domnul Bucur le-a scos în evidență. Noi planificăm undeva după 20 aprilie să comandăm un sondaj, dar făcut pe metode clasice,
metode care înseamnă așa, da? Cu toată jena vă spun că o mare parte dintre membrii noștri, fiind mai în vârstă și ne trăind în perioada iPhone 6 și 7, nu prea avem dexteritate să le manipulăm. Și de aia nici nu intrăm în competiții făcute online. Ne cerem scuze de la natură, dar noi preferăm să ne exprimăm opiniile în mod direct. Deci, v-am explicat o întrebare pe care probabil ați avut-o. Brusc, apărem în sondaje. Sondaje făcute pe alte metode. Cam asta este explicația. Eu am știut-o, de fapt, și că am discutat-o pe Ierimie de câteva săptămâni. La el, în organizație, este foarte multă muncă și organizare și noi de acolo vrem să ne tragem sorgintea și să imităm. Turda-i grea, în viatul zi este bulversat. Dar întotdeauna locul 3 îți dă loc funcția de arbitru. Și dacă știi să negociezi, este ok. Eu v-aș ruga să vă întrețineți cu domnul Sălăgean. Aș vrea să ne lăsați datele de contact pentru a putea gândi o strategie de colaborare în continuare cu dumneavoastră. După ce le dat, probabil că o să discutăm cu fiecare în parte, probabil eu. Și aș vrea ca de acum încolo să fiți alături și de noi, ca și de celelalte organizații, și să ieșim în evidență prin mijloacele de care dispuneți. Vă mulțumesc mult și cer scuze pentru deranjul de astăzi. Dar mie mi-ați luat o piatră de pe inimă și cred că și prietenilor mei. N-avem decât cu girul noastră să trecem la muncă. Vă mulțumim pentru participare.